Zeci de scriitori din județ s-au întrunit la sfârșitul săptămânii trecute la Casa de Cultură din Târgu Frumos. Conducerea cenaclului literar Garabeti Brăileanu din oraș a oferit diplome mai multor oameni de cultură care au participat de-a lungul timpului la mai multe evenimente. Momente artistice cu recitare de poezii și cântece folk au avut loc vineri la Casa de Cultură din Târgu Frumos. Horia Zilieru, Emilian Marcu, Rodica Rodeanu, Valentin Tălpălaru și mulți alții au primit diplome din partea conducerii cenaclului literar Garabeti Brăileanu din oraș. Totodată, în cadrul acestei premieri, artistul Stelică Dăriuță, coordonatorul unui grup vocal, a interpretat mai multe cântece folk, creații proprii. Menționăm că cenaclul literar din oraș redactează lunar revista Ecouri, în care se publică poezii, lucrări în proză ale autorilor locali, monografii sau recenzii.